Ministrul Educației Ligia Deca a anunțat după ședința de guvern de joi că examenul de bacalaureat va fi amânat două zile, urmând ca probele de competență să înceapă pe 14 iunie și nu pe 12, cum era programat. Conform calendarului actual, pe 9 iunie se termină perioada de încheiere a situației școlare pentru elevii din anii terminali. Ar fi trebuit să se încheie și înscrierea la examene. Perioada de încheiere se prelungește până pe 13 iunie. La celelalte clase nu se impun modificări. În ceea ce privește înscrierea la examene la bacalaureat, se prelungește până pe 13 iunie. Probele de competențe se vor susține în perioada 14-23 iunie. În privința probelor scrise, nu se impune în acest moment, modificarea calendarului, a declarat Ministrul Educației. Cu privire la evaluarea națională, Ministrul Educației a afirmat că nu se impun modificări.